Din luna februarie, elevii Liceului Tehnologic Mihai Viteazul din Salău pot să-și desfășoare activitatea în mod practic în atelierul de sudură realizat în urma unei investiții venite din partea unei multinaționale. În luna februarie anului curent s-a dat start activității didactice și practice în atelierul de sudură din cadrul Liceului Tehnologic Mihai Viteazu Zalău, o nouă punte de legătură între elevi, școale și agenți economici, o provocare ce s-a dovedit a fi o necesitate în dezvoltarea învățământului profesional de calitate și în pregătirea unei forțe de muncă competitive. Începând cu anul școlar 2014-2015, la solicitarea agenților economici din județ, aici s-a înființat o clasă de învățământ profesional, calificarea sudor, pentru elevii care aspiră la o meserie ce le oferă stabilitate, satisfacție materială și diferite oportunități pe piața muncii. Realizarea acestui atelier a fost posibilă prin implicarea colegilor care au redactat un proiect, au obținut finanțarea de peste 166.000 de lei din partea unei multinaționale, care a mai investit și în anii precedenți în elaborarea liceului și au achiziționat echipamentele necesare. Astfel, au fost amenajate 10 posturi de sudură, dodate cu aparate de sudură MIG/MAG în argon, cu flacără oxiacetilenică, accesorii, consumabile și echipamente de protecție a muncii specifice, truse de lăcătușerie și aparate de măsură și control, dotări care facilitează procesul instructiv-educativ, asigurând elevilor noștri performanța și drumul în carieră. Solicitările pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de către agenții economici ne dovedesc interesul pentru această calificare, ce se evidențiază atât ca necesitate pe piața muncii, cât și ca atractivitate pentru elevii care vor să îmbrățișeze meseria de sudor. Porțile liceului nostru rămân deschise pentru absolvenții claselor a 8 -a, care doresc să învețe meseria de sudor cu pasiune, respect și dăruire. Aici vor învăța alături de cadre specializate că meseria înseamnă respect pentru ceilalți, respect față de sine și că numai prin voință, tenacitate și dăruire vor putea să dobândească brățara de aur ca rezultat a unei meserii bine alese în viață, a precizat profesor-inginer Viorica Lupaș, directorul adjunct al Liceului Tehnologic Mihai Viteazul Zalău.